Hristos a înviat. Dragi credincioși, după ce am văzut că Dumnezeu a fost Cel care l-a creat pe om ca bărbat și ca femeie și El a fost Cel care i-a chemat pe cei doi la viața de familie, deci, cum vă spuneam, nu noi am inventat familia și neinventând-o noi, noi ca oameni nu avem niciun drept să intervenim asupra ei, să o modificăm. Indiferent cine, ce, nu avem niciun drept să o modificăm. Dumnezeu, ca și Creator, El a vrut familia așa, din bărbat și din femeie. O femeie și un bărbat oferiți unul celuilalt, El i-a vrut așa. Tot ceea ce vine ca propunere din alte parte, tot felul de aberații din acestea pe care și despre care mai auzim astăzi, sunt contrare și lui Dumnezeu, dar și naturii umane. Ca atare, vedeți, biserica susține și va susține întotdeauna familia formată din bărbat și femeie, chemați la viața de familie prin iubire. N-am spus până acum nimic despre familie și Iisus Hristos. Ați văzut, în general am rămas undeva în Vechiul Testament, în Cartea Genezei, încercând să fundamentez crearea omului de către Dumnezeu ca bărbat și femeie și, cum am spus, faptul că Dumnezeu a vrut familia. Dar noi avem un plus. Deci, dacă vorbim de familii, noi mai adăugăm un ceva. Adăugăm și familii creștine. Deci, aceasta este particularitatea familiilor din biserică. Ele sunt familii creștine. Așa cum vorbim de familii de musulmani, familii de evrei, familii de budiști, noi vorbim de familii creștine. Când spun familii creștine, spun familii care cred în Hristos. Creștin vine de la Hristos. Formată familia din soț și soție, botezați în numele Sfintei Treimi. Deci, ca atare, familia creștină căreia ne adresăm are această particularitate. E chemată să creadă în Hristos, e chemată să facă parte din biserică și mai are o particularitate. A primit și primește foarte mult. Aici e acel ceva care pe noi, fie familii creștine, fie care provenim din familii creștine, ne responsabilizează foarte mult. Vă amintiți că la un moment dat în Evanghelie Iisus a spus, cui s-a dat mult, și mai mult îi se va cere. Gândiți-vă, dumneavoastră ați început viața de familie în biserică, prin celebrarea sacramentului căsătoriei. Ați continuat să veniți la biserică, duminică de duminică, foarte mulți, zi de zi. E, tot ce ați primit de-a lungul acestui timp vă obligă. Ne obligă pe toți. Pentru că mult ni s-a dat și mult ni se cere. Adică, în fața lui Dumnezeu, noi nu o să avem scuze. Și nu avem scuze. Adică nu putem să-i spunem lui Dumnezeu, Doamne, dar eu nu știam ca soț, nu, dar eu nu știam că trebuia să-mi iubesc soția. Deci eu trebuia să iubesc soția, că nu știam. Deci trebuia să o iubesc și n-am făcut bine că n-am iubit-o? Adică nu i-am vrut binele, sensul acesta. E ca și cum treci pe roșu cu mașina, n-ai nicio scuză în fața polițistului, să-i spui polițistului, cum, domn polițist,
N-am făcut bine că am trecut pe roșu? Serios? Și vreți să-mi luați permisul? Deci am greșit așa de tare? Nu te crede nici polițistul. Adică sunt lucruri în această viață care nu se negociază. Nu există că nu știai. N-ai vei, nu există. La fel, când vorbim despre familie, să știți, în fața lui Dumnezeu, nu avem nicio scuză. Și poate că sunt prea dur, dar nici măcar în fața violenței din familie, a violului dintre soți, a avortului, nu avem nicio scuză. Pentru că nimeni nu poate să spună, dar eu nu știam. Nu știam. Ba da, știam. Știam. Și dacă sunt, spre exemplu, pentru că multe lucruri le aflăm la cursul de pregătire pentru logodnici, le aflăm din predicile de duminică, le aflăm de la catehezele care se fac în biserică, unii o să spună, da, dar eu n-am avut timp să merg la cursul pentru logodnici. Serios? Dar ai avut timp să mergi, să faci dansul mirilor cu coregraful, să mergi la fotograf, să faci poze în toate pozițiile, să mergi la restaurant, să împaci acolo, să faci meniu, după rochia de mireasă, după costumul de mire, după acestea ai avut timp, nu? La pregătire, nu? De asta spun, la multe nu o să avem scuze. Hristos, spuneam, a dat totul. Dându-și viața pentru noi pe cruce, Hristos a dat totul. În ceea ce îl privește, a dat totul. Știți ce uimește în ceea ce îl privește pe Hristos în relația sa cu familia? Că în Evanghelii nu găsim prea multe lucruri despre familie. Vedeți, Sfânta Scriptură începe cu crearea omului. Și lucrurile sunt foarte clare, nu? Când Dumnezeu l-a creat pe Adam, a creat-o pe Eva, cum i-a chemat pe cei doi la viața de familie. Dar în Evanghelii, poate ne-am fi așteptat la mai mult, să ne fi spus Iisus mai mult, să-i fi luat pe cei doi în parte, cum îi ia la un moment dat apostolul Paul pe soți, și tu soțule, și tu soție să fii supusă, dar și tu soție să iubești pe... și voi copii, Paul dezvoltă puțin mai mult, dar Iisus Hristos prea mult nu. De ce? Aici e marea provocare. De ce? Știți de ce? De exemplu, Iisus nu vorbește despre alcool. Poate sunt femei care așteaptă, dar Iisus oare chiar n-a zis nimic despre bărbatul meu ăsta care bea toată ziua, care mă bate, care mă... sau sunt bărbați care... A spus, da, Iisus n-a zis nimic despre femei, să mai lasă și ele gura, n-a spus Iisus. Știți de ce n-a spus? Pentru că nu erau aceste probleme în timpul său. Iisus n-a spus nimic despre avort. Iisus n-a spus despre anticoncepționale. N-a spus despre actul conjugal. N-a spus despre conviețuirea fără căsătorie a tinerilor. N-a spus nimic. Pentru că nu erau aceste probleme în timpul său. Deci acum 2000 și ceva de ani, când Iisus era fizic pe pământ, nu erau aceste probleme. Și vedeți, în 2000 și ceva de ani, ce am făcut din această instituție pe care Dumnezeu a vrut-o încă de la începutul lumii? Deci noi, în loc să o perfecționăm, noi am regresat. Am inventat tot felul de, dar aș spune mai mult, ne-am îndepărtat de planul lui Dumnezeu decât să ne apropiem. Iisus are două intervenții, zicem așa, în legătură cu prima, când vin farizeii și cărturarii și îl întreabă cu privire la divorț. Ce spui? Poate omul, bărbatul, să o lase pe femeie pentru orice motiv? Și Iisus îi întreabă, dar voi ce ziceți? Și îi spun, Moise a spus că, da, pentru anumite motive, bărbatul poate să-i dea carte de despărțire. Și Iisus îi spune, nu, Moise a spus așa, pentru împietrirea inimii voastre.
Dar la început, când Dumnezeu l-a creat pe om și pe femeie, n-a fost așa. Ci la început Dumnezeu a spus, pentru aceasta bărbatul va lăsa pe tatăl și pe mama sa și se va uni cu soția sa și cei doi vor fi un singur trup. Ceea ce Dumnezeu a unit omul să nu despartă. Vedeți jocul. Farizeii și cărturarii au venit cu interes la Iisus. Că poate merge. Poate trece. Dar Iisus a, ce voi veniți cu un argument de la Moise. Ia să vă duc eu la început. Cum era la început? Nu vă luați după ce a spus încă Moise, erați voi cu inima împietrită de asta. A înlesnit, cum se mai face pe la frații noștri ortodoxi, mai justifică ei divorțul. E, dar nu, că de fapt nu-i căsătorie, că e un fel de binecuvântare, că e binecuvântarea păcatului, trebuie să o spunem clar. Nu există divorț, există doar păcatul divorțului. Păcatul divorțului. Nu virtutea divorțului. Și a doua intervenție e tot în legătură cu farizeii și cărturarii când vin la Iisus și îi pun lui Iisus acel exemplu. Era odată 7 frați, cel mai mare a fost căsătorit. A murit și cum era tradiția la evrei, dacă nu avea urmași, următorul trebuia să o ia de soție. Și nici al doilea n-a avut, și apoi nici al treilea și nici al șaptelea. Au murit toți și niciunul n-a avut urmași. Și întreabă ei, a cui va fi această femeie în împărăția lui Dumnezeu? Pentru că toți au avut-o de soție. Și iarăși Iisus îi liniștește și spune, nimeni nu se căsătorește în împărăția lui Dumnezeu. Nu se mai căsătorește, nu mai e nevoie. Și a rezolvat problema. Două intervenții. Sigur că mai avem una foarte importantă, dar care, zicem, ține de esența căsătoriei. Și anume, la nunta din Cana Galilei, Iisus era prezent și știm că la un moment dat mirii au rămas fără vin. Maria vine la Iisus, îi spun, nu mai au vin. Iisus, știm toată istoria, schimbă apa în vin. Aici este momentul când Iisus înființează sacramentul căsătoriei. Dar e altceva, nu e neapărat o învățătură pe care o dă, ci e momentul în care Iisus, acea relație naturală dintre bărbat și femeie, voită de Dumnezeu la începutul creației, o transformă în sacrament. Adică îi oferă har, oferă harul său. Adică vine cu acel plus pe care îl vrea Dumnezeu de la cei doi. Adică Dumnezeu îi oferă în mod oficial pe cei doi unul celuilalt. Că, vedeți, de ce înainte de căsătorie, doi tineri se mai feresc, merg mai cu atenție, așa, că ce o să zică unul, ce o să zică celălalt, că după căsătorie nu mai e nicio teamă. Suntem soț și soție, merg de mână dacă e nevoie. Înnoptează amândoi într-o casă, nu-i nicio problemă, nu se întreabă nimeni, dar de ce stau aceștia amândoi? Că doar, nu, ei sunt căsătoriți, sunt soț și soție, dacă apare un copil, devin părinți acelui copil, fără nicio problemă. Teamă e înainte. Dar revenind la nunta din Cana Galilei, în momentul în care Iisus transformă apa în vin, în general, în Sfânta Scriptură, așa, cei care ați citit cartea Vreau să înțeleg cu cine mă căsătoresc, găsiți această explicație acolo. Vinul e simbolul bucuriei. Și vedeți și dumneavoastră, când iei un pahar cu vin, îți vine puțin roșu un obraz, mai capeți puțin curaj. Sigur, când iei al doilea, al treilea, îți vine asfaltul în nas, în cap, îți vine, dar un pahar cu vin îl recomandă și Apostolul Paul, îl recomandă lui Timotei pentru desele lui stări de oboseală. Deci e medicament. Faptul că Iisus, când începe activitatea lui publică, participând la o nuntă, găsește, zicem noi așa, o familie lipsită de har, adică nu mai aveau vin, nu mai aveau bucurie, pentru că harul e bucurie. E sărbătoare, e prezența lui Dumnezeu acolo. Deci cei doi abia se căsătoriseră și abia căsătorit au și rămas fără bucurie, fără vin. Și Iisus, transformând apa în vin, practic ce face? Arată familiei care e calea de urmat. Adică spune, familie, asta vreau de la tine,
bucurie, vreau har, vreau să trăiești mereu într-o sărbătoare, în bucurie. Adică ar spune soțul să se bucure de soția lui, soția să se bucure de soțul ei, cei doi soți să se bucure unul de prezența celuilalt. Asta vrea Iisus de la familie. La nunta din Cana Galilei, transformând apa în vin, asta ne spune. Vreau să vă bucurați unul de celălalt. Sacramentul căsătoriei aduce tocmai acest plus, aduce bucurie între cei doi, îi pune pe cei doi într-o siguranță. Dumnezeu e acolo, El i-a chemat la acel moment, El îi binecuvântează cu harul Lui, El îi însoțește de-a lungul întregii lor vieți cu prezența Sa. Și nu pot să nu vă întreb, în casele dumneavoastră este bucurie? Dumneavoastră ca soți, vă bucurați unul de celălalt? Eu, să știți, uneori o spun cu durere, găsesc fie soții, fie soți, dar mai mult așa în zona aceasta la femei, femei care tremură din toate încheieturile când vine soțul acasă, femei care fac depresie din cauza, eu știu, unui anumit comportament al soților, la fel soți care nu mai știu cum să facă, că orice ar face, nimic nu-i bun. Și soția scoate ochii, nu numai ce a făcut atunci, dar merge mult în urmă. Și nu pot să nu întreb, dar cine te pune să bei? Dar cine te pune să fii violent? Dar cine te pune să înjuri? Cine? Noi, e adevărat că am și trăit, vedeți, într-o mentalitate din aceasta a bărbatului, și scuzați-mă, bărbații, sunteți și sus și vă spun, puteți să faceți ce vreți, mă bateți după slujbă, n-aveți decât, dar vă spun. Noi am trăit într-o mentalitate a bărbatului care poate. Bărbatul poate. El poate să bea, el poate să fie violent, el poate, poate. Dar cine spune acest lucru? Dar oare un bărbat care bea, care e violent, e conștient cât face familia, restul familiei să sufere? Și să mai știți un lucru pe care vi-l spun tuturor, și bărbaților și femeilor. Am spus ceva despre acești tineri care stau împreună necăsătoriți. Sigur că sunt o rușine pentru noi ca biserică. E un mare păcat. E un mare păcat. Dar v-ați spus vreodată problema că primii vinovați sunteți dumneavoastră ca părinți în ceea ce fac ei? Și o să ziceți, nu, dar nu e, pentru că eu i-am spus. Eu i-am spus că-i mamă, ei, să nu stai așa, eu i-am spus. Nu e suficient să spuneți. O fată care vede că mama ei nu e respectată de către tatăl ei, poate e bătută, e, zice, da, de asta sunt mămărit? Să mă bată ăsta toată ziua, să nu mă respecte? De asta sunt mămărit? Și stă așa. Sau băieți, băieți care nu sunt respectați, respectați de tatăl, de mama lor. Păi când tu, mai ales această imagine a tatălui, îl bați azi, îl bați mâine, îi spui, ești un prost, nu ești bun din nimic, ești un tâmpit, îl faci în toate felurile. Acel băiat, ascultați ce vă spun, se închide în el, pentru că n-are curajul să te bată, că ai o vârstă și are poate și educație religioasă și umană. N-are curajul, că ți-ar da două, dar n-are curajul. În schimb, el nu a rezolvat problema, se închide în el. Se închide în el și își așteaptă rândul. Și ne mirăm de ce se perpetuează violența în familiile noastre? De asta. Pentru că sunt tot felul de tineri care la rândul lor au suferit. Și tații lor la fel au suferit de la părinții lor. Că noi asta facem, perpetuăm această violență. Dar până când? Și de ce?
Dar nu găsim alte metode să spui frumos, uite, ai greșit. Uite, aici ai greșit, că toți greșim. Dar ce dacă vii băut acasă și îi dai o corecție, ai rezolvat problema? Nu. Nu. Din contra, îl închizi și vine o vârstă când se răzbună. Și dacă aveți copii care sunt plecați în străinătate sau plecați de acasă, care nu vă sună, care nu vă dau niciun semn, să nu vă mirați. Să nu vă mirați. Pentru că îi aveți cum i-ați crescut. Și nu trebuie să ne mirăm. Sunt copii care abia așteaptă să plece de acasă. Și e dureros. Abia așteaptă să plece de acasă. Că s-au săturat de multe ori de iadul de acasă. De asta am spus, în familiile dumneavoastră este bucurie. Dar cine vă împiedică să nu fie bucurie? Dar de ce trebuie să punem alcoolul pe primul loc și violența? Dar de ce? Dar de asta ai primit în dar o femeie, ai primit în dar un bărbat, ca să ne scoatem ochii și să fie suferință. Dumnezeu n-a gândit familia ca pe un loc al suferinței. Hristos, v-am spus, misiunea pe care o trasează familiei este bucuria. Și a și murit pentru asta. Și de asta am spus, nu suntem scuzabili. Nu putem să ne, la un mâine, când ne prezentăm în fața lui Dumnezeu, nu avem cum să ne scuzăm, dar nu știam, Doamne. Serios, nu știam. Nu. Și dacă e să vă propun în seara aceasta, la sfârșit o să vorbesc puțin despre acest document al Papei Francisca Amoris Laetitia, dar e un document, da, câte mai are biserica, câte documente are despre familie, dacă ar fi să le citim pe toate, vedeți, firul roșu al magisteriului bisericii în ceea ce privește familia, e acesta. Dumnezeu, care e iubire, l-a creat pe om din iubire și l-a chemat la iubire. Nicăieri nu găsim Dumnezeu care-i violență, care i-a pus pe bărbați să fie violenți, pe femei să fie violente. Nu, mereu vorbește despre iubire. Vorbește despre iubire. Și să vă mai spun un lucru și cu asta închei. Noi vrem să avem o țară, cum zicem noi, ca afară. O țară să fie frumos în țară. Da. Să avem autostrăzi, să avem spitale, să avem, să fie frumos, frumos. Înainte să vrem să fie frumos în afară, trebuie să facem noi să fie frumos întâi în sufletele noastre, în familiile noastre, în curțile noastre, în casele noastre, și dacă e frumos acolo, garantat e frumos și în afară. Pentru că funcțiile în stat sunt ocupate de oameni care vin din familii. Începând de la președinte până la ultimul consilier, primar, ce vreți dumneavoastră, toți vin din familii, fie că le au pe ale lor, fie că sunt copiii de părinți. Și în afară, noi suntem ce suntem în interior. Și dacă unul fură, fură că a furat și în familie și a văzut cum tatăl i-a furat fericirea mamei, mama i-a furat fericirea tatălui. Și ne mirăm că fură. Păi undeva a învățat să fure. Unul nu-și face treaba. Păi unde a învățat? Tot în familie. Tot în familie. Toate le învățăm în familie. Deci dacă vrem să avem o țară frumoasă, trebuie să lucrăm să avem familii frumoase. Și aceste zile pentru care eu îl felicit pe părintele că a avut curajul să vi le propună, să vi le facă efectiv ca un dar, sunt o etapă. Sunt o etapă din asta. Trebuie să le luați în serios. Că dacă o să plec și nu se schimbă nimic, o să-mi pare rău că am stat 4 zile aici cu dumneavoastră. Dar sper ceva să miște acolo. Și chiar dacă aveți 80 de ani, 90 de ani, 30 de ani, mereu avem câte ceva de schimbat. Da, și cu asta închei, gata, nu mă mai lungesc. Să nu uităm acest lucru. Hristos a vrut ca familia să fie pe calea bucuriei. I-a chemat
pe cei doi să fie bucuroși. Nu hilizeală, bucurie. Când spun bucurie, spun liniște sufletească, pace, siguranță, acea iubire, acea liniște, că cel de lângă tine îți vrea binele. Dar el ți-l vrea dacă și tu îl vrei. Așa că să vă voiți binele unul celuilalt, că asta înseamnă să fiți familii creștine. Hristos a înviat!